Păi, nu știu, din câte mi-aduc eu aminte, sper să nu greșesc, dar patinoarea a fost construită cu asociat. Noi ne-am asociat întotdeauna ca să construim ceva, după care administrația locală de acolo a administrat. Eu sunt, de fapt, vedem cu toții că primăria Brăila nu prea știe să administreze. Dar asta nu înseamnă că noi suntem o facă de mulți. Așa cum ne-am asociat cu toate localitățile din județul ăsta, ca să construim ceva, așa ne-am asociat și cu primăria Brăila și am construit patinoarul. Să-l utilizeze eficient. Să facă, să facă contract de asociere. Să facă, să facă domnul obligațiile primăriei. Lăsați-le că mai vine după aceea mai vine o hotărâre, mai vine o hotărâre care modifică tot. Nu mai vine niciunul. Vă spun eu. Așa, lăsați-l pe domn primar să administreze acel patinoar și să facă rentabil și vara și iarna. Că se poate. Este foarte bun și vă spun că m-am uitat și eu cu el și direcția de specialitate și au foarte multe obligații primăria în momentul când ne dăm bani. Să ne dea rapoarte, să ne dea tot felul, să facă activități. Iar dacă nu vor da aceste rapoarte și poate că nu va fi conform legii, rupem asociarea și lăsăm singuri. Deci nu ajutăm decât în condiții foarte bune și dacă nu își fac datoria, atunci întrerupem asocierea.